Ceea ce urmează începe cu Moga. Marius Moga. Ați înțeles, confruntările i-au bătut în portieră. Să vedem cum reacționează echipa sa de voci putere. Hai să mai vedem un cuplu de dueliști. David. Și Marcel. Pavel. Te gândeai? Ai avut o premoniție? Sunt convins că voi câștiga, pentru că am încredere în forțele proprii. Piesa pe care o veți cânta împreună, David și cu Marcel, este o piesă de la Savage Garden. Fly me to the moon and... Nu, așa era? To the moon and back. Fly me to the moon and back. Îmi place trupă, îmi place piese și se potrivește și cu vocea mea și mă bucur pentru asta. Bună seara! Da. Aș mai auzit-o înainte, mă gândesc. Da. Nu chiar. Niciodată? Nu. Când am auzit titlul piesei, nici nu știam, nu auzisem de piesa asta și nu prea ascult așa gen de piese. Amândoi avem alt stil. El e mai spre cu chestii din asta, dar eu sunt mai drept, încep să fiu mai cald și cu forță. Be my baby! Cu atât odată. La început tu să cânti piesa, ai atacat-o din prima, știi? Da! Mai încet, trebuie construită frumos, că e o piesă de... Da, altfel dacă din prima de aici ai cântat-o tare, nu mai are niciun farmec. Nu știu ce studii are David, dar știu ce studiam eu. Când de mic copil, mai am și școală de muzică, colegiu de muzică și fac acum și universitate de muzică. Am încredere totală, să zic așa. Cumva ar trebui să cooperăm ca să nu iasă... Da, unul peste celălalt. Da. Dar vezi refrenul ăsta, să-l cânti după cum merge prima parte. E un duet bun, echilibrat. Nu știu cine o să cânte mai bine, sincer. Când trebuie să cânti linia principală, trebuie să reduci un pic și din volum. Da, da. Exact. Nu mai poți să mai cânti lift, că la coperi. Nu se mai aude nimic. Unul cântă ceva, apare câte o chestie. Nu a stabilit-o nimeni, nimic. Ca să-i surprindă, înțelegi, se cheamă lovitura subcentră. Și atunci celălalt încearcă și el să epateze. Și se bat așa cap în cap, câteodată când iese frumos, se dezvoltă într-o simfonie de voci. Când iese prost, sunt două ego-uri pe scenă care se bat între ele. Nu mai e muzică, sunt doar ego-uri. Asta e ca o ultimă șansă pentru mine, Vocea României, că stau aici de mult timp și tot am încercat și n-am reușit, nu știu de ce, nu știu, sper ceva să se întâmple, din tot suflet vreau asta. Eu cred că sunt mai bun decât David, o să demonstrez că sunt mai bun. Nu simt că vreau să fac altceva în viață, alții mai au lângă muzică, arhitect, nu știu ce, dar eu nu mai am altceva de făcut, altceva nu știu să fac. Vreau să cânt deja, mă apucă cântatul. Apucăturile internaționale ale antrenorului Moga aduc în scenă un Englishman decis să câștige în limba română. Dave Bryan! Deviza sa preferată îi definește atacul. În viață poți să cazi cel mai bine tot pe locul 1. Spune Marcel Rosca! Moga, îi vezi? Ei sunt. Ei bine, doamnelor și domnilor, să fie hit! Justify all the hurt inside. Guess she knows from the smiles and the look in her eyes. Everyone's got a fear of the bitter one. They saying, mama never loved her much and daddy never keeps in touch. That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs her bags for outer space. Now she's waiting for the right kind of pilot to come. And she's saying to him, she's saying, now I'm flying to the moon and back. If you'll be my baby,
she likes her Max from outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. She sees to him, she's saying, Marcel Rosca!